Am revenit, suntem în direct. Medicul Vasile Cepoi, director executiv DSP Iași, este alături de noi de această dată. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. A fost ridicată starea de alertă sanitară, domnule doctor. Asta înseamnă că multe dintre restricțiile cu care ne-am obișnuit nu mai sunt valabile. Totuși, la ce recomandări să fim atenți când vine vorba de virusul SARS-CoV-2? Noțiunea de restricții cred că a fost o noțiune greșit utilizată, pentru că ea a generat această senzație de frustrare, că nu mai ai voie să faci ceva. Că nu mai avem libertate, da. Acele erau niște măsuri, acestea sunt și acum, în continuare, niște măsuri de protecție pentru propria ta sănătate și pentru sănătatea celor din jurul tău. Respectarea acestor reguli reduce posibilitatea îmbolnăvirii, reduce posibilitatea de a transmite boala către ceilalți oameni. Pentru că educația noastră este deficitară din punct de vedere al prevenirii îmbolnăvirilor, din punct de vedere al sănătății. Pentru că respectarea acestor reguli este dificilă de foarte multe ori și pentru faptul că nerespectarea lor nu te îmbolnăvește doar pe tine, ci îi îmbolnăvește și pe cei din jurul tău, aceste măsuri au devenit obligatorii prin reglementări legale. Ridicarea acestor obligații legale la această dată se datorează faptului că incidența infectării a scăzut, că virusul s-a modificat și, deși este foarte contagios, nu mai este atât de agresiv ca formele inițiale, însă trebuie să reținem faptul că pandemia nu a dispărut, că virusul nu a dispărut, el este printre noi și că în continuare este bine să ne protejăm. Această pandemie ne-a învățat care ar fi modalitățile de a ne proteja de o infecție transmisibilă, contagioasă. Și acestea sunt cele pe care le știm deja: purtarea măștii, evitarea aglomerațiilor, spălatul pe mâini, deci respectarea unor reguli de igienă pe care ar trebui să le, dacă tot le-am învățat în această pandemie, ar fi bine să le respectăm în continuare. Iar dacă ar fi să vorbim despre situația din spitale, când vine vorba de pacienții COVID, care, ce date aveți? Acum lucrurile au o evoluție favorabilă. Incidența infectărilor a scăzut, numărul cazurilor internate în spital este în jur de 200 la ora actuală, în terapie intensivă sunt vreo 23 de cazuri la noi în Iași. La nivel național, de asemenea, a scăzut, deci evoluția este relativ paralelă în județul Iași cu evoluția națională, deși între județe există diferențe semnificative. Cei care sunt actualmente în spital sunt în general cu alte patologii care au fost agravate de infecția cu COVID și nu au fost determinate de COVID, de SARS-CoV-2, dar au fost agravate de această infecție. Știm că o parte dintre centrele de vaccinare au fost închise. Câte centre de vaccinare mai funcționează în această perioadă? La ora actuală mai funcționează 2 centre de vaccinare, pentru că adresabilitatea a scăzut foarte mult. Numărul de persoane care se vaccinează într-o zi este sub 100. Și, evident, nu se justifică menținerea celorlalte centre, dar pentru persoanele care doresc să se vaccineze în continuare, medicii de familie, 100 și vreo 70 de medici de familie, vaccinează în continuare și se pot adresa la aceștia. Așadar, domnule... Pentru a afla care sunt, e suficient să deschidă site-ul Direcției de Sănătate Publică sau pe Facebook-ul Direcției de Sănătate Publică, unde găsesc lista și datele de contact ale acestor medici care vaccinează. Așadar, vaccinarea este recomandată în continuare, domnule director. Cum să ne raportăm la vaccinarea anticovid de acum încolo? Deocamdată, dacă am făcut cele 3 doze, nu se mai recomandă o altă administrare de vaccin.
doar dacă vom constata că în urma ridicării acestor obligativității respectării acestor măsuri și la care se adaugă această mobilitate mare a populației prin sosirea refugiaților din Ucraina, pe care trebuie să-i ajutăm să depășească momentul greu în care se află, există riscul ca să crească incidența infectării cu SARS-CoV-2. Urmărim în continuare fenomenul și dacă vom constata că a reapărut, începe să crească din nou numărul celor infectați, atunci desigur că va trebui să revenim la o serie de măsuri mai hotărâte, ca să zic așa. Dar acum care este rata de vaccinare atunci când vorbim de județul Iași? V-am spus, sub 100 pe zi. Deci, sunt sub 100 pe zi. Deci noi n-am, iar cu vaccinați total sunt vreo 392.000 de persoane. Adică care de o rată mică. Mică, pentru că ar fi, dacă acum adăugăm și copiii care sunt sub 12 ani, care până acum nu se vaccinau, așa, numărul total care ar trebui să se vaccineze ar fi de peste 800.000. Deci nici avem 30% rată de vaccinare. Acești 2 ani de pandemie de până acum, cum au fost pentru sistemul sanitar din România? Din Iași, pentru întreaga societate a constituit o presiune foarte mare, cu un consum mare de resurse umane, în primul rând, consum în sensul fizic și psihic, dacă vreți, pentru că nu este ușor să lucrezi respectând măsurile de protecție într-un salon cu pacienți infectați COVID. Nu este ușor să vezi persoane care sunt în plină forță, să spunem, ca o vârstă tânără, că decedează pentru că s-au infectat cu COVID și pentru că cu SARS-CoV-2 și au făcut boala COVID și nu s-au vaccinat și din această cauză evoluția n-a fost favorabilă. Iar impactul asupra cheltuielilor în sănătate a fost foarte mare. Încă nu am făcut o estimare cum stăm la ora actuală, dar s-au cheltuit foarte mulți bani pentru asta. Nu mai spun de impactul asupra economiei și impactul social și cultural care îl cunoaște toată lumea, l-am resimțit cu toții. Ce trebuie să învățăm de la această perioadă? Trebuie să învățăm că noi suntem autorii proprii noastre sănătăți. Așa. Sănătatea e în mâinile noastre. Să ne gândim la sănătatea noastră și, iar când vorbim de o boală transmisibilă, trebuie să ne gândim că atunci când nu respectăm regulile, nu ne expunem doar pe noi, ci îi expunem și pe cei din jurul nostru. Deci un gest de umanitate și un gest moral, etic, este să respecti aceste reguli. Pentru că dacă nu-ți pasă de sănătatea ta, trebuie să-ți pese măcar de sănătatea celor din jur. Pentru sistemul sanitar, care a fost cea mai dificilă perioadă de până acum, când vorbim de pandemie? Vorbim de valul 3 și valul 4. Valul 4 a fost cel mai greu, cu o incidență mare a numărului de cazuri internate, cu o incidență mare a numărului cazurilor internate în terapie intensivă, o mortalitate destul de mare. Tulpina aceea a fost cea mai, vorba de tulpina Delta, care a fost cea mai agresivă și care a depășit estimările noastre după valul 3, după experiența valului 3. În sensul că noi, de exemplu, am crescut capacitățile de tratament în spitale cu 15% față de cele avute în valul 3 și a fost nevoie să mai creștem după aceea cam aproape cu 40% față de ce am estimat inițial. Deci efortul a fost foarte mare în valul 4.
Într-o altă ordine de idei, domnule director, în ceea ce privește persoanele din Ucraina care au fugit din calea războiului și care au ajuns la Iași, în ce măsură au acces la sistemul medical, la sistemul sanitar de sănătate? Toate persoanele refugiate din zona de conflict au aceleași drepturi ca orice cetățean român, ba, aș spune chiar în plus față de aceasta, pentru că pentru aceste persoane statul român acoperă și cheltuiala pentru medicamentele compensate. Deci dacă medicamentul e compensat, nu știu, 60%, partea de 40% va acoperă bugetul de stat. Noi am organizat un sistem cât se poate de eficient, spunem noi, în sens cu o ușoară accesibilitate. Fiecare cetățean care vine din zona de conflict și primește un talon, un așa, futuraș cu un număr de telefon la care se răspunde în limba ucraineană, își prezintă, spune ce probleme are și este îndrumat fie spre un spital în funcție de problemele de sănătate pe care le are, fie către un cabinet de medicină de familie sau un centru de permanență. Iar pentru cei care sunt cazați în centrele pentru refugiați, la solicitare putem trimite echipe medicale care să rezolve problemele dacă nu necesită un transport la spitalul. Sunt mulți ucraineni care au apelat până acum la sistemul sanitar românesc? Adică când vorbim de județul Nu, Iași, nu sunt foarte nu mulți. Sunt foarte mulți. E vorba de ordinul zecilor, să spunem așa, pentru intervenții ușoare, rețete mai departe și nu știu, cred că sunt vreo 12 cazuri care au necesitat asistență medicală de spital. Sunt și câteva cazuri internate. Centrele de permanență cum funcționează? Centrele de permanență funcționează adică, ca și până acum. Centrele de permanență sunt cele deservite de către medicii de familie. Deci funcționează ca și până acum. Orice pacient care se prezintă în centrul de permanență primește asistență medicală. Centrele de evaluare și centrele de tratament pentru acești pacienți funcționează în spitale cu un anumit program pe care l-am publicat și despre care pacienții, cei care solicită, află de la numărul de telefon pe care îl au pe futurașul pe care îl primesc la intrarea în țară. Și cu siguranță și pe site-ul DSP-ului găsim informații. Pe site-ul DSP-ului, pe pagina de Facebook, dar sigur că un refugiat care intră în România, primul lucru pe care o să-l facă, nu o să deschidă site-ul DSP-ului, de aceea îi putem noi îndruma cu siguranță. Le-am dat aceste informații în scris. Domnule director, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Spor în tot ceea ce faceți și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc și eu, sănătate multă și dumneavoastră. Să dea Dumnezeu să fie pace. Asta ne dorim cu toții. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.